ați întors la mine pe canal. O avem aici lângă noi și pe pisicii, care este foarte obosită, că a muncit foarte mult și nu prea vrea ea să stea. Cine e acolo, pisicii? Am să o las să facă ce vrea ea. Aseară nu am apucat, din păcate, să pun videoclipul la ora 10, cum mi-aș fi dorit, însă l-am postat la ora 12. Sper că l-ați văzut și că v-a plăcut. Este ora 1. De când m-am trezit, am făcut puțină ordine pe aici, am băgat două mașini la spălat, chestii de-astea, nimic interesant. Acum o să intru repede să-mi fac un duș, mă machiez foarte, foarte repede și vom vedea după ce vom face. Trebuie să plec maxim într-o oră, deci asta înseamnă că mă voi grăbi. Mă duc repede să fac un duș și mă întorc. Am ieșit din duș, m-am și machiat foarte, foarte repede și am să vă spun și ce produse am folosit. Fonduri de ten de la Fenty Beauty le-am combinat. Pentru pudră am folosit MAC Studio Fix, nuanța NC35. Mai departe am folosit acest bronzer de la Too Faced, Beach Bunny, și arată cam așa. L-am folosit și pe ploapă. Pentru iluminator am folosit tot de la Too Faced această inimioară. Să vă arăt și cum, cum arată. Pe aceasta nu prea am folosit-o și nu știu de ce. Pentru sprâncene am folosit creionul de la Catrice. L-am folosit și ieri și mascara de la, tot de la NYX. Nu, creionul de la Catrice și mascara de la NYX. Sper că am spus bine. Rimel l-am folosit pe cel de la Benefit, cel din videoclipul de ieri. Creion negru nu am folosit, tuș n-am folosit. Și pentru buze am aplicat Wycon, nuanța 28. Și arată cam așa. Vreau să vă spun că este atât de frumos afară, cel puțin din casă. Este așa soare, mi se pare că este și cald, nu știu ce să vă spun. Aici nu se vede că e atât de mult soare pentru că am o oglindă în fața geamului. Și acum o să mă piepte repede tot, îmi fac o coadă și voi pleca până la bancă. Mai am puțină treabă în oraș, apoi o să merg la mama să iau ce v-am spus aseară, toate... Ce v-am spus aseară? Parețelele, ring light-ul și ce mai am eu pe acolo. Și oricum ne auzim de acolo, da? Mama și s-a făcut deja ora 6:20. Acum o să iau toate palețelele. Bine, mai am și prin pat. Și am să le pun într-o cumbă de asta mare de la Mega Image. Că v-am spus, dacă nu o să mai filmez aici, să le țin pe alte acasă și să mi le așez și eu. Și asta fac acum, o să le iau pe toate. O să iau ring light-ul, trepie, duș, microfonul și tot ce mai am pe aici. Mai am și niște rujuri, mai am și... da. Tot ce am aici o să le iau, o să le duc acasă. Și, de fapt, acum, după ce strâng astea, cam în 20 de minute, așa maxim, o să plec să mă întâlnesc cu prietenul meu. Și mergem până în Dedeman din nou. Îmi doresc foarte tare să filmez ceva în avans. Bine, nu acum, după ce voi aranja la toată mobila și o să-mi placă mie exact cum arată. Că mi este foarte greu să filmez în aceea, să filmez astăzi și tot astăzi să postez. Că nu prea mă pricep cu editatul. Nu știu dacă v-am spus, dar pe mine m-a ajutat un prieten. Și acum el nu poate să mă ajute pentru această serie și trebuie să le fac singură. Și nu prea mă pricep. Și de asta aș vrea să fac ceva în avans, să nu mai stau, aoleu, hai repede, 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 când nu mă descurc. Și asta fac acum, strâng tot ce am pe aici și 20 de minute v-am spus, plec spre Dedeman. Și ne auzim când mă întorc din Dedeman. De fapt, când ajung. Voiam să vă arăt că în această pungă mi-au încăput toate palețelele și voiam să vă spun că eu am păstrat toate ambalajele, adică cutiile acestea în care au venit,
pentru a le depozita mai bine, să nu le zgâri, să nu le murdăresc, să nu le fac absolut nimic. Țin foarte, foarte mult la ele și am încercat să le păstrez cât de bine am putut și fiecare este în cutiuța ei. Parcă deja arată un pic mai bine, nu-i așa? Am montat și eu în sfârșit ring light-uri și mă simt așa mult mai bine. Am montat și microfonul, sper să mă auziți mai bine. Și ce să vă spun, că am fost în dedeman și nu am găsit ce-mi doream. Voiam un tapet sau ceva alb, așa, nu știu să vă explic exact ce-mi doream. Și mai voiam o oglindă cu niște becuri, știți? Acelea clasice din Ikea. Am fost în Ikea ieri, după cum v-am spus, și acolo nu erau pe stoc. Am zis să încerc în dedeman, n-am găsit nici acolo și până la urmă cred că o să aștept să revină în stoc acea oglindă. Stați că vă și arăt că am făcut o poză. Asta am înțeles că revine pe stoc pe 15 decembrie și cred că asta am să fac, n-am altă variantă. Asta dacă nu găsesc ceva mai frumos până atunci. Cam așa arată. Așa. Și ar fi trebuit să mă duc să iau ceva de mâncare. N-am mai fost nici acolo cum m-am supărat că nu am găsit ce-mi doream. Și până la urmă am decis să vopsesc camera, să nu mai pun niciun fel de tapet, niciun fel de nimic, nimic. Să o vopsesc albă, că eu așa vreau, albă simplă. Din nou nu am filmat prea mult pentru că, din păcate, nu am o activitate atât de, nu știu, mare, drăguță, ceva distractiv de făcut în fiecare zi, cum au celelalte vlogărițe. De exemplu, acum este ora 11 și un sfert și eu încă nu am pus videoclipul, că, na, am stat, am avut puțin treabă în oraș, am fost la bancă, după am fost la mama, am mâncat, am mai stat puțin cu ei. Am plecat la dedeman, m-am întors de acolo pe la 9, am ajuns acasă, iar am mâncat. Sper din suflet să vă placă și vă promit că vor veni și videoclipuri ceva mai distractive și mai interesante. Și cam asta am făcut astăzi, mă apuc foarte, dar foarte repede să editez. Zic așa, măcar pe la 12 să-l pun. După ce voi pune videoclipul, mă voi duce să spăl toate aceste pensule. Și ce să vă spun? Ne auzim mâine. Mâine poate vom face ceva interesant, nu știu. Mă întâlnesc cu prietena mea Sabina și vom vedea ce vom face. Dacă aveți sugestii de ce aș putea face sau dacă vreți să vă arăt ceva anume sau nu știu, îmi puteți lăsa în comentarii. O idee nu strică deloc, chiar mi-ar fi foarte de folos. Gata, nu vă mai țin prea mult. Voiam doar să vă spun dacă v-a plăcut să-i dați un like, să vă abonați și că pe mine mă puteți găsi și pe pagina mea de Facebook și de Instagram. Aveți toate linkurile în descriere. Și ne auzim mâine dimineață!